Caz extrem de grav în județul Gorj. Un bărbat a ajuns de urgență pe masa de operație după ce ar fi fost bătut de polițiști. Omul ar fi lovit cu oglinda mașinii un polițist, lucru care a dezlănțuit furia oamenilor legii. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Gorj a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor 4 lucrători de poliție SAS care l-au bătut pe Constantin Dodoi. Bărbatul se află internat la terapie intensivă cu coastele și sternul rupt, cu ficatul afectat și splina distrusă. În urmă cu câteva zile, bărbatul respectiv, în vârstă de 41 de ani, ar fi acroșat cu mașina un polițist, neoprind la semnalul acestuia. Polițistul a chemat în ajutor un echipaj de la Serviciul Acțiuni Speciale care l-ar fi bătut cu bestialitate pe Constantin Dodoi, informează gorjanul.ro. La data de 20 mai, ora 20:37, un bărbat de 41 de ani din orașul Novaci, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism în localitatea de domiciliu, nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de un polițist rutier și l-a acroșat, acesta din urmă căzând pe partea carosabilă. Totodată a părăsit locul faptei. Cel în cauză a fost identificat de polițiști fiind sesizat parchetului competent pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. La data de 21 mai 2022 a fost dispusă de către procuror măsură a reținerii pentru 24 de ore față de bărbat și în aceea zi instanța de judecată a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, a comunicat IPJ a doua zi după incident. Conform jurnaliștilor de la gorjexpress.ro, unii martori susțin însă că lucrurile au stat cu totul altfel. Mai exact, Constantin Dodoi a oprit la semnalul polițistului și tot acesta i-ar fi zis să tragă mașina câțiva metri mai încolo de acel loc. Este adevărat, spun martorii, că polițistul a fost lovit ușor cu oglinda de autoturismul condus de Dodoi, care se deplasa cu viteză foarte mică până la locul indicat pentru a opri și pentru a se supune controlului. Aceiași martori afirmă că între polițiști și șofer a existat un schimb de replici generat de faptul că acesta fusese atins cu oglinda, iar în acel moment polițistul a chemat echipa de intervenție. 5 polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale au ajuns la Novaci și l-au bătut cu bestialitate pe Constantin Dodoi. A doua zi, sâmbătă 21 mai, chiar de ziua sa onomastică, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Novaci pentru comiterea infracțiunii de ultraj, iar în după amiaza aceleiași zile, judecătorii au decis arestarea sa pentru 30 de zile. Câteva ore mai târziu, bărbatului i s-a făcut rău din cauza loviturilor primite în urma intervenției mascaților și a fost dus la unitatea de primiri urgențe, unde a fost operat. Între timp, tribunalul Gorj a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Tatăl bărbatului bătut a declarat în exclusivitate pentru Gorj Express că medicii de la Târgu Jiu se consultă cu cei de la Craiova în încercarea de a-i salva viața fiului său. Este conștient, am vorbit cu el, pentru că nu mai este sub pază, nu mai este arestat, e sub control judiciar. L-au deschis din nou aseară pentru că are sânge în intestine, nu mai are splină deloc, a fost operat, are plămânul drept foarte afectat și o parte a ficatului. E distrus, l-au nenorocit, i-au rupt coastele și sternul, a afirmat îngrozit tatălui Constantin Dodoi.